ciut. Bine? Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Tome, de Moș Crăciun adevărat. Auzi cum se face? Ho, ho, ho! Santa! Merry Christmas! Merry Christmas! You're a real Santa! Santa! Which speaks English! Yes! Santa speaks English! Santa speaks English! Dar cine-i domnița? I'm a translator. Daniela. Wow. Fulguța. Fulguța. Vorbești puțin român. Okay, da. Foarte puțin română vorbesc, exact. Ah, dar tu ești, niște dar nu te-am mai cunoscut. Yes, we have some gifts. Am meritat gifturile. Gifts. Have you been good boys? We have some good boys here today. Noi am fost cuminți. Yes. Noi am fost cuminți. Okay. This is for Troian. Okay. Okay. Thank you very much. All right, thank you. Look, Andrei, your picture here. Merry Christmas. It's your picture. Hey, today you'll stay here. Yes. Yeah, so in order to feel comfortable, can I take your clothes? Trebuie să vă simțiți comod, right. Să vă scoateți vestonul de Moș Crăciun. Wow, but you are really, really very nice Santa, you know? Da, sunteți un Santa... Doamnelor și domnilor, extraordinar! Drăguț. Pentru prima dată în istoria proiectului Veranda, voi găti alături de Moș Crăciun. Da, aha. Alături de Santa Claus. Ok, Santa. Good luck, Santa. Good luck. Mulțumesc. Good luck. Good luck. Okay. Thank you very much for the gift. Okay. Pentru cadou, mulțumesc de primul cadou. Da. Mm-hmm. Și okay. Santa. Prima întrebare. Ce o să gătim astăzi? What we're gonna cook today? I'm gonna make a banana bread. Banana bread. Este pâine de banană. Cam așa se pâine de banană. Așa, da. Banana bread. This is American It's recipe. A recipe from The Joy of Cooking, which is a very famous cookbook in America. Wow, deci este o rețetă dintr-o carte, The Joy of Cooking, o carte... It's something that I do from time to time. We really like it. I also make the bread for people at my office and share it with friends, you know. Oh, deci Santa zice că o prepară foarte des ca să-și bucure prietenii și colegii de serviciu. Okay, Santa, for to prepare this banana bread, yeah, we need here's some an ingredients. Example yes? of, this is a finished one I did the other day, so you can see what it looks like when deci it's completed. Deci acesta este rezultatul final. Vedeți această franzelă. Este banana bread, este o pâine, este o prăjitură cu ingredientul de bază, bananele. Yeah. Deci asta este rezultatul final, dar prepararea o vom vom face pe parcursul emisiunii. We use flour. Deci flour. Bananas, how much flour? Of course. Well, this takes 1 3/4 cups of flour. Oh man, 1 3/4 cups. I don't know how to say that in a metric measure. Prieteni, ca să vă fie clar, priviți aici. Da. Deci americanii și englezii. This is 1 cup. Yeah. Yeah. And this is 1/4 cup. So I need 1 + 3 of that. So without this stuff in the kitchen, the recipe is it's more difficult. Impossible. Deci, prieteni, să știți, americanii, englezii, la prepararea rețetelor și prăjiturilor în special folosesc așa niște cești de plastic, dar una întreagă, 1 1/2 1 1/4 bla bla bla. Deci foarte mult noi folosim gramele. Because I'm an engineer, I can follow the instructions, you okay. see? Some people do it by memory, but I do it memory. Okay? Yeah. Okay. So, Mr. Santa, can I call you Mr. Jim? Sure. That's fine. Or simply Jim. Jim is fine. Okay, Jim. Yeah. Flour. Yep. Deci, pentru a prepara banana bread, avem nevoie de făină, nuts. Some walnuts. Walnuts, așa nuci. Some butter. Da, 150 de grame de unt. Se sugar. Pare că, iarăși vreo 120 de grame de zahăr. Două ouă. Două ouă, da. And trei banane. Și trei banane, wow. And a little bit of lemon. A little bit of lemon. Actually, just the rind from the surface, rind. You know? Deci zestul ăsta de la mâine. And this is it. That's it. That's it. Okay, let's start cooking. Can I come on the other side? Okay. Yeah. Okay. All right. So I'll put the finette flour in. Maybe here. We must put this This is a apron. Apron. Bine, de fiecare dată uit cum se numește în engleză. 21 de ani în urmă, împreună au pornit la drum, iar în octombrie 2012 au ajuns la Chișinău. Plini de energie și mereu zâmbind, așa pot fi descriși mai mereu James și Irina Herne. Am lucrat în Serbia, înainte de Moldova,
Și când contractul a fost terminat, compania mea m-am sunat și am spus are un oportunități în Moldova și vrei mergem la Chișinău și noi am discutat două, trei ori și am spus da, eu vreau, noi vrem mergem la Chișinău. Eu am stat aproape 25 de ani în afară de Statele Unite și eu, pentru mine, la viață este mai interesant în țara străină. La Chișinău, James face parte dintr-un proiect agricol. În timpul liber, cuplul a făcut un obicei ca de fiecare dată să descopere câte un loc nou, cel puțin pentru unul din ei. Recent au pășit pe tărâmul natal al familiei Irinei. Eu stai mult timp în birou aici, în Chișinău. Și acum o lună am fost la Mateuț, lângă Rezina. Este localitatea de naștere de tata ei, Irina. Străbunicul a fost preot în Rezina, bunicul a fost preot în Rezina. Bunicul practic este de la Olișcan, de pe cealaltă parte a dealului, iar bunica era de la Mateuț. Și mi-a plăcut foarte mult zona respectivă. Cel care le ține uneori de urâte, Oscar, un motan cu acte în regulă. Și nu degeaba, împreună călătoresc în lumea întreagă, iar o felină cu experiențe are nevoie și de documente. Oscar este băiețelul nostru, este băiatul nostru, merge oriunde ne ducem noi. În afară de Afganistan a fost în permanență cu noi, l-avem de 16 ani, are 16 ani, aproape 17 ani în aprilie face. E ca și copilul nostru. E pisic din România, din România a mers în America. Din America l-am luat după aceea când am fost la Belgrad, de la Belgrad l-am adus aici. Asta e pașaportul de Belgrad, asta e pașaportul de America. Trebuie să aibă pașaport de România, pe aici mai trebuie să mai fie. Tradiție frumoasă au devenit scrisorile pe care Irina și James le trimit în perioada sărbătorilor de iarnă familiei și prietenilor. Pe hârtie sunt atașate toate pozele care ilustrează cele mai importante evenimente din an. Este la scrisoare că noi am făcut anul trecut. Asta e scrisoarea noastră, deci care am trimis o familie, asta facem. Deci noi în ziua de Crăciun stăm împreună și ne aducem aminte ce am făcut în fiecare an. Pentru am făcut-o în 2012. Hai la altă din ce an e? Asta este 2011. 2011. Este o modalitate de a ține legătura cu familia când ești departe de... Și nu este numai... Este o tradiție noastră, dar în același timp foarte mult în America se practică. În ajunul Crăciunului, casa celor doi intră în spiritul de sărbătoare, iar atmosfera cu atât mai mult. Pomul de Crăciun, luminițele și cadourile sunt înșirate cât vezi cu ochii. Asta este cadou dumneavoastră pentru Crăciun. Dumneavoastră? What is it? Fii atent. Put it too well. Oh my God, that's my favorite painting of all paintings. God, I just love it. Atâta timp cât Santa Claus Jim este la bucătărie, admirabila lui soție Irina Herne este aici la noi pe canape. Salutare la mulți ani. La mulți ani și un Crăciun fericit. Irina este româncă, Jim este irlandez american. Cum v-ați întâlnit, Irina? Mai aproape de microfon. E o poveste mai deosebită, pentru că noi ne-am întâlnit în Polonia. Acum 23 de ani ne-am întâlnit în Polonia la o conferință USAID. Eu eram în România, Jim era în America. 2 ani după aia s-a mutat după mine în București, unde și-a găsit un serviciu și 6 ani a stat în România. După care ne-am întors. El s-a întors, iar eu cu el în America. Îmi plac Moș Crăciunea, ești din cap? Da, sunt tradițiile noastre de Crăciun. Chiar dacă noi suntem singuri, nu avem copiii cu noi aici în Chișinău, avem doar pisica noastră, care e băiețelul nostru,
Totuși, în ziua de Crăciun, ne îmbrăcăm în roșu și în verde, ne punem pe cap diademe de genul ăsta, asta eu, una Jim, deci fiecare, pentru că chiar dacă ești departe de țara ta, tot trebuie să sărbătorești Crăciunul. Irina, aveți o poveste de dragoste nemaipomenită și o poveste de căsnicii nemaipomenită. La Crăciun se vorbesc despre aceste lucruri, despre ceea ce ne face familia mai unită, mai frumoasă, pentru că sărbătoarea de Crăciun este sărbătoarea familiei. Spuneți-mi, vă rog, ați călătorit peste tot în lume. Am călătorit, adică noi am stat în America împreună până în 2006, după care în 2006 a plecat în Afganistan pentru 2 ani, el a stat 2 ani, eu am mers cu el acolo 6 luni, din Afganistan am mers la Belgrad, am stat și acolo 4 ani, de la Belgrad am venit la Chișinău. Și cu ce vă ocupați peste tot locul? El lucrează, iar, cum spune, el face banii și eu îi cheltuiesc. Frumoasă ocupație, frumoasă meserie aveți. Cea mai frumoasă meserie, nu întotdeauna ușoară, pentru că nu e simplu să fii departe de casă și de familie. Ați încercat să îmbinați tradițiile de Crăciun ale dumitale din România și ale lui Jim, care este irlandez-american. Absolut, asta este ca o căsnicie să meargă, trebuie să faci întotdeauna o binare între două culturi și între două tradiții. A fost ușor? A fost ușor într-un fel, pentru că Jim este un om deosebit și cred că și eu sunt în același timp destul de conciliantă și atunci am îmbinat aceste două tradiții. Pe de o parte, eu sunt cea care gătesc mâncarea, iar el este cel care face prăjiturile. Eu nu știu să fac. El face prăjiturile, iar eu fac mâncarea. Iată de ce a venit să facă banana bread. Exact. Prieteni, ce talismane poartă cu sine, poartă cu ei Irina și Jim, așa călătorind prin lume, talismane care le aduc noroc, aflați după publicitate. Bravo. So, Jim, did you like it? Oh, it was very nice. Yeah. It's very good. So, we must bake some delicious food for the kids, yes. For the children. Acum să pregătim desertul ca să servim acești băieți minunați. Sigur că da. Ok, ce am făcut până acum? Sure. The first step was the flour. Sifting the flour with the baking powder and the salt. Deci acolo am pus praf de copt și făină. Da, am amestecat praful de copt cu făină și sare. Mixed together the butter zahărul și untul. And the sugar. Da. I have beaten the eggs. Și am zbătut ouăle. Now I'm going to squish the bananas. Iar acum să rămuțez banana. Da. Și Jim va folosi clasicul dispozitiv pentru apce piure, da? Cam așa ceva. Okay. Deocamdată totul este simplu. Neapărat și gospodinele în zilele voastre lipide să încercați această rețetă ca să simțiți spiritul Crăciunului american și la voi în casă. Abia de aștept să văd rezultatul final al activității fructuoase de la bucătărie, activitate internațională. Revenim la Irina Herne. Irina, soțul dumitale este des oaspete la bucătărie? Te alintă des cu dulciuri? Nu atât de des cât ar dori el, pentru că, din nefericire, Jim are diabet și nu poate să mănânce atât de multe prăjituri. Dar atunci când eu doresc, niciodată nu se dă înapoi și îmi face banana bread sau... Nutmeg bread e foarte bun la copt prăjituri. Irina, aveți o familie neobișnuită și îmi permit să zic asta în voce tare pentru că este chiar neobișnuită. Dumneata ești din România, el este irlandez-american. V-ați întâlnit în Polonia. Aveți 3 copii, dintre care nici unul comun. Ia spune-ne povestea cu copiii. Hai să-i prezentăm, că nu sunt cu voi. În primul rând, eu sunt într-adevăr, am cetățenie dublă română-americană, dar tata era din Moldova, de aici, din Basarabia. Din Basarabia. Deci bunicii mei sunt din Basarabia. Oh. Bunica este de la Măteuți, iar bunicul este de la Olișani. Au plecat din Basarabia în 45. Și pentru mine a fost ok, pentru că așa m-am născut eu. În ceea ce privește copiii noștri, avem 3 copii. Între noi doi avem 3 copii. Da. Jim are o fetiță, o fată adoptată din India cu prima soție, care o cheamă Sujata. Sujata are 26 de ani. Eu am un băiat din prima căsătorie, Mihnea, care are 34 de ani.
Și împreună l-am adoptat pe băiatul fratelui meu, Victor, care are 24 de ani. Suntem o familie fericită, deși nu avem... Dar ce s-a întâmplat cu fratele dumneavoastră? S-a stins. Din fericire, nu. Soția lui a murit la naștere cu al doilea copil. Și băiețelul a murit și el. Iar noi, pentru Victor, ca să-l scoatem puțin din durerea pe care o avea după moartea mamei, l-am adus în America ca să-l ținem la școală 2 ani cât era în școala generală, după care am decis... Și astăzi vă zice părinți și vouă și tatălui. Da, deci și noi suntem ca părinții lui, deci practic eu l-am crescut 13 ani, a stat cu noi 13 ani în America, a stat la noi, făcut liceu, după care s-a întors în România, amândoi băieții sunt în România, la niciunul n-a vrut să rămână în America. Viața în România este bine, deci au amândoi două servicii foarte bune. Cel mare a făcut școala în America, dar s-a întors în România, e logodit sensoară la anul. Cum se împacă acești trei copii diferiți între ei? Cum, ce relații au? E destul de pentru cei doi băieți, că amândoi sunt în București. Bine, că sunt maturi deja. Altul. Da, se ajută. Cu sugeata se întâlnesc mai rar. Sperăm să o aducem la anul când se însoară cel mare, Mihnea. Sperăm să o aducem din America în România ca să participe și ea la nuntă. Este măritată? Nu, are și ea un prieten. Ea a fost la nunta noastră. Nunta noastră în România. De fapt, Jim este botezat român. Deci el este botezat ortodox sau botezat, pentru că altfel nu ne-ar fi căsătorit, și el este botezat Ilie. Deci așa îl cheamă, numele de botez al lui Jim. Traian, să-i spui Ilie lui Jim. Ok. Așa îl cheamă Ilie. E botezat Ilie. Da. Deci, copiii și au viața lor, pentru că sunt destul de maturi. Da. Când vă reuniți? Se întâmplă să vă reuniți măcar o dată în an? Se întâmplă, deci noi am fi vrut anul trecut să mergem împreună, să i-am invitat pe toți copiii să meargă cu noi în Malta. Din nefericire, numai cel mare a avut timp ca să meargă, ceilalți doi erau ocupat, unul cu școala, adică cel mic, Victor, era ocupat cu școala și sugeata la fel, erau ocupați cu școala și n-au putut să meargă cu noi, dar cu cel mare, una din pozele care e... o să fie acolo, este una din pozele din Malta când am fost împreună. Deci cel puțin celui mare îi place să meargă cu noi în vacanțe, pentru că suntem un cuplu mai neobișnuit, adică destul de distractiv. Da, sunteți easy going. Da, nu părinții care le impun să facă anumite lucruri. Suntem și eu și Jim de ideea că... Foarte activ sunteți. Exact. Ce vă catalizează activismul ăsta? Ideea, ce mă sperie cel mai mult este ideea că dacă nu faci, dacă nu ai activitate, poți să faci Alzheimer's. Și de aia, eu am început să fac... Asta e frica cea mare. E cea mai mare frică pe care poți, eu, cel puțin din punctul meu de vedere, și motiv pentru care și americanii, deci Jim are deja și el, are 67 de ani și să lucreze încă mai mult timp, pentru că asta te ține tânăr. Eu sunt parte aici din Clubul Internațional al Femeilor, am organizat bazarul de iarnă. Aici vroiam să ajung. Adică, spuneți-mi, cum ați ajuns să dirijați târgul de iarnă al ambasadorilor? Eu am lucrat în publicitate mult timp în România, deci de aia, deci mie îmi place să fac așa ceva. În Clubul Internațional al Femeilor sunt în bordul lor și doamna Marie Moser, soția ambasadorului american, acum un an m-a întrebat dacă nu vreau să coordonez bazarul de iarnă de anul trecut. Și am zis, ok, îl coordonez, nicio problemă. Deci nu mi-a fost ușor, pentru că este o chestiune de management. Exact, ține de organizare și deci trebuie să fii ceea ce este, cum spunem noi, behind the scenes, adică în spatele ușilor sunt foarte multe lucruri, dar eu, știți cum e, mintea merge și atunci, deci sunt foarte bună la organizat și la lucrat. Ați găsit limbaj comun cu soțiile ambasadorilor? Trebuie să fii și diplomat? Nu numai că trebuie să fii diplomat, dar trebuie să încurajezi foarte mult, pentru că fiecare, inclusiv soțiile domnilor ambasadori, dumneavoastră au fost voluntare și au program foarte... Exact, și atunci trebuie să le motivezi ca să facă. De fiecare dată am avut, proiectele noastre au finanțat niște acțiuni care au fost de interesul participanților și atunci cu mult drag au venit în organizarea acestui... Irina, hai să vorbim despre talismanele familiei voastre. Despre motanul... Oscar este băiețelul nostru. Știu că îl purtați oriunde vă duceți în lume. Oscar are 16 ani jumate. Ar fi trebuit să fie aici, dar înainte de asta am întrebat veterinarul dacă poate să vină și a zis nu,
pentru că deși el este sprințar la 16 ani jumate, ceea ce înseamnă 85 de ani, 85-86 de ani în ani pisicești, el ne-a spus să nu, mai bine nu, pentru că inima lui e inima de 87 și să nu facă un atac de cor. De un eventual absolut, atac de cor. Absolut, absolut. Dar este copilul nostru. Este pisic din România, pisic de stradă din România. L-am adus cu noi în America, din America. Numai în Afganistan nu l-am adus cu noi. La Belgrad a fost cu noi, la Chișinău a venit cu noi. Și știu că grijă. Porți cu dumneata, oriunde te duci, aceste jucării. Exact. Ia spune-ne, ce-i cu el? Asta este un ornament de pom pe care mi l-a dat bunica. Acum, deci sunt are vreo 50 de ani ornamentul ăsta de pom, care deja nu mai are aripi și așa mai departe. Asta este un ornament pe care l-a dat Nașa băiatului meu. Țineți-le așa mai, ca să le ia și camera noastră. Câți ani are jucăria asta? Asta are 34. Are 34 de ani jucăria asta. Ăsta este îngerașul nostru cu care îl purtăm și care l-am luat de la Belgrad. Deci asta n-are decât 6 ani. Da. Aici este una care mi l-a dat tata. Aici, deci ăsta este iarăși care mi l-a dat tata, Dumnezeu să-l ierte, și care are vreo 30 de ani. Iar aici este un glob pe care mi l-a dat mama și ăsta are vreo 25 de ani. Pe oriunde mă duc, cumpăr câte un ornament de pom în fiecare an. Asta este ce am cumpărat de Chișinău, din Chișinău anul ăsta, care este absolut deosebit. E un îngeraș din lemn. Un îngeraș din lemn care este absolut o frumusețe de îngeraș, o bijuterie. Și anul ăsta de la târg am cumpărat o poinsetia care nu este naturală, dar știți că poinsetia, deci asta, crăciunica, asta este, pentru pisici este otrăvitoare, deci nu putem să avem nicio, nu se poate pentru pisici așa ceva și de aia nu este naturală. Dar nu trebuie să lipsească poinsetia din nicio casă de americani. Mai cu seamă sărbătorile de Crăciun. Crăciunul fără crăciunică nu se poate, așa ceva nu se poate. Și ceea ce am cu noi în permanență sunt cântecele de Crăciun. Deci pomul de Crăciun la noi în casă se face pe 24, pentru că Santa Claus aduce pomul de Crăciun și se face pomul de Crăciun ascultând... Dar ce cântați melodii împreună? De n-am vrea să ne auzit. Mie îmi place foarte mult, mie îmi plac foarte mult colindele românești. Deci eu când eram în România, ani în urmă, veneau băieții și colindau fetele. Și asta mie îmi place. Eu ascult Ștefan Hrușcă, nu se poate să nu fac pomul de Crăciun fără colindele lui Ștefan Hrușcă. Iar și pe de altă parte, astea sunt Silent Night. Este iarăși și Nat King Cole era preferatul lui tata. Cântecele de Crăciun cântate de Nat King Cole nu le cântă nimeni. Zine o strofă. Silent Night, Holy Night, all is right, all is good. Este unul din cele mai frumoase cântece de Crăciun. Sfântul Ilie, vină un coace. Cântați împreună, cântați de fapt vreodată împreună. Mai puțin, pentru că Jim zice că nu are. Jim e foarte timid. Așa, piesă. Silent night, holy night, all is good, all is right. Am uitat. Bradul împorobit, moșul cu... Cam lung, dar asta e, așa se face pâinea. Jim, o să ne povestească ce face Moldova. So, Jim, what are you doing in Moldova? And how cum ai ajuns aici? El te înțelege aici, când vorbești tu română. Da. Eu lucrez aici, în Moldova. Dar cu ce tu sunt? Santa, vorbește românește! Sunt director de un proiect finanțat pe guvern american. Proiectul ACED. Nu știu cum spune acum în română. Spune, Agricultural Competitiveness and Enterprise Development. Deci este, înțeles nimic, nu, este un segment cultural de relații interculturale, să înțeleg așa. Da. Competitivitate agricol și dezvoltare întreprinderilor. Am înțeles, e de business. Lucrez cu fermieri și producători de produs agricol aici în România, în Moldova. Deci, deci americanii învață pe moldoveni agricultura, cam da, așa. Da. Și folosești consultant american și consultant moldovan. Și este mixture. O colaborare. Da, colaborare. Și lucrez mai mult cu producători de fructe și legume. Și eu am stat acum aici în Moldova 2 ani acum.
și proiectul continuă până la marți. Fructe și legume. Dar care este fructul moldovenesc preferat de tine, Jim? Mere. Merele? Da. Chiar sunt merele noastre atât de bune? Mere. Apple a day keeps the doctor away? An apple a day keeps the doctor away. Da, sigur. Un măr pe zi ține doctorul departe. La distanță. So, dar merele noastre chiar sunt atât de bune, sunt mai bune ca merele americane, de exemplu? Probabil. Sunt mai natural. Deci, tu Jim, călătorești foarte mult. Da. Nu prea stai în United States. Nu, prefer în alte țara. Este mai interesant. Viața este mai interesant în afara de Statele Unite. Dar ne spuneai că deja de 20 și ceva de ani nu prea... Aproape, da. Am început în 71 cu Peace Corps american în Africa, în Congo. În Congo. A făcut 2 ani în Congo. Wow. Și după asta a făcut 3 ani în Ghana, Africa de West, și 5 ani în Rwanda, Africa Central. Da, și... ai numărat vreodată în câte țări ai fost, în câte... Când locuit, da. Aproape 7-8. Wow, și de fiecare dată trebuia să te adaptezi. Afganistan, Serbia... Și unde a fost cel mai dificil să te adaptezi? Probabil Afganistan. De ce? Este... Afganistan? Cultura este foarte diferită de cultura de vest. Și a avut danger, este mai periculos și riscant. Mai periculos. Deci da. Afganistan a fost unul dintre cele mai periculoase locuri și unde ai lucrat. Probabil, da. Am stat în Africa între 71 și 85 și nu a fost periculos. Așa. În acest period. Suntem la început de vacanță, prieteni, mulți dintre noi vor încerca să evadeze din țară, da, să pleci la schi pe undeva. Jim, el că a călătorit atât, poate să ne dea o sugestie. Unde să mergem noi moldovenii în vacanța de iarnă? Pentru că tu ai călătorit foarte mult. Spune locuri care te-au impresionat cel mai mult. Depende. Unde merită să mergi? Orașul preferat de nou este Paris. Oh. Este foarte frumos, foarte interesant. Sau este Dar foarte scump. Este foarte scump. Dar cei mai frumoși munți? Munți? Că noi vrem munți. Actualmente, eu cred că munți din Afganistan sunt cele mai... Jim, să înțeleg că ne recomanzi Afganistan? Să mergem la schiat în Afganistan. Cu metralieră în spate. Nu, sunt mai frumos. Sunt foarte frumos și sunt diferite ca munți în... În România! Ce mai frumos trebuie să zici că sunt în România! The mountains in Afghanistan are very different because you don't see, there's no green on the mountains. Încă nu este nimic verde pe ei. But they're very high, they're very impressive. Sunt foarte impresionant. But the most beautiful mountains sunt în România. Da, Carpați. Uite așa. Eu am făcut Transfăgăraș 4-5 ori. Așa, foarte frumos. Prietene, cu motocicletă. Cu motocicletă? Santa, tu conduci o motocicletă? Era un Harley? No. Eu prefer BMW. Așa, ok. Modest. Aici am făcut un pic de publicitate, o să facem pip. Ok. De motociclete are. Dar tu ești pasionat de motociclete. Da. Ai o colecție de motociclete? Eu am... 3 acum. Așa? 3 și toate sunt sport sau long rider? Nu mai spuneți literele astea. Noi știm deja. 3 frumoase, 3 frumusețe. Una aici și 2 în Statele. Aveți și poze? Da. Prieteni, noi revenim după publicitate. Între timp ne va arăta Jimmy pozele. După publicitate aflăm care sunt impresiile lui Jim despre Republica Moldova. Rămâneți alături. Cum te cheamă? Hello, how are you? What's your name? What's your name? Vladimir, would you like a present? Yes. Merry Christmas. And your name? Damian. Damian. Oh, it's a present for you. Merry Christmas. Thank you. Okay, thank you. Have a nice Christmas. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you.
Era cam târziu, dar bunelul l-a făcut foarte repede, l-a transmis prin rutieră și uite, astăzi căluțul l-a mișcat prima oară. Damian, cum îl cheam pe bunelul? Nicolae. Ia uite și zi, bunel Nicolae, căluțul a ajuns, mulțumesc. Spune-i. Această banana este banana bread pe care Jim a copt-o dis de dimineață. Iar cea pe care am preparat-o la veranda este în cuptor, trebuie să se mai coacă vreo 20 de minute. Deci, prieteni, mâncați banana bread de sărbători, este delicioasă, vă asigur. Nu știu cum voi, dragii mei, dar eu m-am simțit minunat alături de Moș Crăciunul nostru și de Irina. Este un cuplu foarte frumos. Noi vă urăm Crăciun fericit și vedem întâlnire și pe ce dată, băieți? Pe 31 în seara de Revelion. O ediție specială, nu? Da. Sărbători fericite, la revedere, prieteni. La revedere! Crăciun fericit! Crăciun fericit! Ho, ho, ho!